Circ pe autostrada A10 în județul Alba, un șofer din Vâlcea a fost amendat cu 9600 de lei și a rămas fără permis de conducere după ce a fost oprit de polițiști pentru că circula agresiv. Comportamentul său în trafic s-a reflectat și în relația cu agenții de la rutieră. Bărbatul nu numai că i-a jignit pe oamenii legii și le-a arătat semne obscene, ba chiar a intrat în autospeciala de poliție în încercarea de a-și recupera permisul de conducere. Potrivit IPJ Alba, un echipaj de poliție rutiere din cadrul biroului Poliției Autostrăzi A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva, aflat în serviciu pe autostrada A10, a depistat un autoturism care circula pe sensul Turda-Sebeș, al cărui conducător avea un comportament agresiv. Șoferul nu păstra o distanță de siguranță față de autovehiculele care circulau în fața sa și folosea în mod repetat și nejustificat semnale luminoase pentru a-i determina pe ceilalți conducători auto să elibereze banda de circulație. În cele din urmă, agenții s-au decis să-l oprească. Șoferul autoturismului a refuzat să prezinte actul de identitate, însă polițiștii au reușit să-l identifice după permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Bărbatul a fost înștiințat cu privire la sancțiunile care urmau să-i fie aplicate, iar acesta a fost momentul în care și-a ieșit din minți. Individul a devenit agresiv cu polițiștii rutieri și a început să-i jignească. Apoi a ieșit din mașina personală și a dat buzna peste unul dintre agenți în autoutilitară în încercarea de a-și recupera permisul de conducere. Polițistul aflat la volanul autospecialei a reușit în cele din urmă să închidă portiera și să plece, moment în care bărbatul a început să-i arate semne obscene. Pentru toate aceste apucături, șoferul agresiv s-a ales cu o amendă totală de 9600 de lei. În cauză va fi sesizat și parchetul de pe lângă judecătoria Alba Iulia pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. De asemenea, va fi verificat și modul în care polițiștii care au participat la acțiune și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu.